Un pacient de la Matei Balș a murit în urma incendiului de acum o săptămână. Numărul total al victimelor a ajuns astfel la 13. Gabi Mihai are toate detaliile despre acest subiect. Bună dimineața, Gabi, te ascultăm, ești în direct. Am găsit, este vorba despre un pacient care a fost transferat în urma incendiului de la Matei Balș la Institutul Victor Babeș din capitală. Acesta se afla în stare gravă pe secția de terapie intensivă. A decedat aseară. Este vorba despre un bărbat de peste 60 de ani. Important de menționat este că a fost făcută o raportare în acest sens de către cei din conducerea spitalului și către Ministerul Sănătății. Însă Ministerul Sănătății întârzie să actualizeze aceste date. Pe de altă parte, în aceste momente vorbim în continuare despre alți 29 de pacienți care au fost transferați din cadrul Institutului Matei Balș în urma incendiului către alte spitale. Iar dintre cei 29 de pacienți, 5 se află în continuare în stare gravă internați pe secțiile de terapie intensivă din cadrul mai mult spitale din capitală. Așadar, în aceste momente, bilanțul victimelor din incendiul care a avut loc la Institutul Matei Balș a urcat la 13, după ce ne reamintim, ieri Ministerul Sănătății raporta alte două noi decese. În aceste momente, în continuare, este o anchetă în desfășurare în cadrul a ceea ce s-a întâmplat în urma incendiului de la Matei Balș. Vorbim despre un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Au fost făcute numeroase audieri, atât ale cadrelor medicale, cât și ale polițiștilor care au ajuns primii la fața locului, de asemenea inclusiv rude ale pacienților internați în Institutul Matei Balș și în pavilionul 5, acolo unde a izbucnit incendiul, au fost audiate și continuă cercetările pentru a se stabili cauza exactă a incendiului.